A luat un borcan de 400 de grame pe care și l-a introdus în erect în încercarea de a-și provoca plăceri sexuale. Hălățeanul nu ar fi ajuns în această situație jenantă dacă nu ar fi fost învins de curiozitate. Nefericitul individ a încercat apoi din răsputeri să își înlăture obiectul din anus, dar când durerile s-au intensificat, s-a văzut nevoit să apeleze la ajutorul medicilor, așa că aventura s-a sfârșit la urgențe. La sosirea echipajului la fața locului s-a constatat că pacientul, într-adevăr, acuza colici abdominale, dar a mărturisit echipajului că, din curiozitate, și-a introdus un borcan în anus. După ce a fost preluat și transportat în condiții de siguranță la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei, a fost preluat de serviciul de chirurgie pentru diagnostic, dar mai ales pentru tratament de specialitate. După operația destul de complicată, gălățeanul este acum în afara oricărui pericol. Deoarece poziția corpului străin în anus era prea avansată și nu se putea extrage corpul străin pe unde a intrat, s-a luat decizia medicală corectă de a interveni chirurgical sub anestezie generală în sala de operații. S-a intervenit chirurgical, s-a extras cu succes acel corp străin și pacientul se află într-o stare foarte bună. Cu siguranță gălățeanul nu va uita niciodată de cele întâmplate, dar îi este rușine să vorbească despre isprava sa.